hotărâre de Consiliu, vom adopta unul din cele trei simboluri pe care le propunem de stemă și un element de pe scut va fi călimara și pana. Tocmai ca un simbol al științei, al școlilor, a învățământului din orașul Năsăud. Ne mândrim și acum cu ele, avem trei licee de interes regional, copiii năsăudenilor în cele trei licee. George Coșbuc, Silvicul și liceu economic. Administrativ, da, de servicii. Da, avem dați-mi voie să vă spun o întâmplare fericită din istoria mea de viață recentă cu liceul economic din Năsăud. Fiul meu, care are acum 11 ani, și-a pierdut telefonul prin Bistrița la un moment dat, venind de la o sală de dansuri. Am considerat un subiect tabu, pierdut. Să fie, deși era un aparat destul de scump. Performant. Și destul de nou, nu le avea de mult. Ca să vedeți cine mă sună după vreo săptămână. L-au găsit, a plecat acasă, un băiat din Zagra, ce învață la clasa nouă, învață la liceu economic. Bravo, lui, și acum public o fac, acel băiat, nota 10, l-a găsit în Bistrița, l-a dus acasă, mama lui m-a sunat, el era, și m-am dus după telefon în ăsta. Și acum îmi amintesc cu plăcere, vedeți? Cred că cei șapte genul ani de casă, acesta de copii și sunt după viitorul acestei școala, lucruri. Educația primită, iată, spun cuvântul, și încă în 2010 mai sunt oameni cu virgulă conștiință și oameni de bun simț și bine crescuți. Din cât observ dumneavoastră, încă sunteți un optimist și nu fără cred discuție, că cedați așa simplu problemele. E necesar să fim optimiști, măcar noi câțiva sau și-a dat toți ar trebui să fim optimiști. Să insuflăm optimismul, fără chiar discuție. Dacă te e mai greu. Menține dar... cât, te mai menține cât de cât la suprafață. Dacă și acesta moare, speranța, atunci... Fără discuție. Probleme nerezolvate, din păcate, trebuie să intrăm și în acest domeniu. Da, despre Năsăud o să avem timp la acea emisiune să le arătăm în imagini, să vedem istoria orașului. Are Năsăudul, de fapt, are și acea pană de păun și zona folclorului. Fără discuție. Multe branduri are Năsăudul, dar academicele sunt branduri. Da, mă rog, despre asta se vorbește cel mai mult. Are și palmierii, apropo de chestiunea asta, mai știți, nou, nu palmierii lui adică Agaton, nu știu de cât ci palmierii Năsăudului, deci avem palmieri exact, de pinanii. O să filmăm mai multe 70 și ceva, deci primii pași în serele Năsăudului s-au produs acești palmieri. Din deci păcate din 1970? Am avut 70 și ceva. Ah, deci nu e recentă istoria palmierilor. Nu. N-au fost scoși, n-au fost puși în valoare de-a lungul timpului. Au fost cât de cât crescuți sunt înăuntru. Bine acum ei la cu acest înăuntru, tranzit, iarnă, vară, dușa, duș. Să adaptați la condițiile meteo, deci ducem în seră, aducem înapoi. Și vara e o încântare în centru, da, să vezi palmierii de Năsăud. E adevărat. Bun, mergem acum, din păcate, emisiunea, v-am spus, durează foarte puțin, 50 de minute trec repede, cu un interlocutor ca dumneavoastră, pentru că am avut și interlocutori care vorbesc foarte mult, trebuie să vorbesc și mai mult. Hai, cu dumneavoastră nu-i cazul, de aceea vreau să atingem problemele Năsăudului. Asta este, din păcate, sunt și haideți să vedem probleme care ar fi cele mai grave, trei mari probleme pe care vi le-ați propus să încet, încet, ardelenește, să începe să acum rezolvarea. Acum cea mai mare problemă este că nu putem continua obiectivele de investiții pe care le avem în continuare sau deci obiective noi. Deci lipsa surselor lipsa pentru continuarea surselor financiare în momentul de față este cea mai mare problemă. Am adoptat bugetul în ședința extraordinară săptămâna trecută, joi. Din păcate, după aproape 14 ani de când sunt în primărie, n-am avut niciodată situația asta, deci nu mi-am putut echilibra bugetul și am lăsat trimestrele 3 și 4 descoperite la capitolul cheltuieli de funcționare și întreținere bunuri și servicii, cu mici excepții, ca să pot echilibra bugetul. Și n-am prins niciun leu, fiindcă n-am avut de unde, pentru cheltuielile cu investițiile, cofinanțarea la obiectivele de investiții, repet, noi și în continuare. Numai pentru cofinanțarea investițiilor ne-ar fi trebuit în jur de 16 miliarde în lei veche, am rămas la terminologia veche. E mai pe înțeles deocamdată. Cred. Pentru mine, cel puțin, n-am reușit să mă adaptez la cei politica celor 4-0 minus, dar, mă rog, oamenii la înțeleg. Miliarde. La miliarde sună parcă altfel și m-am obișnuit cu treaba asta. Deci 16 miliarde lipse din start, fiindcă am trebuit să asigur cheltuielile cu salariile așa mici cum sunt în primărie la toată lumea, ca să nu facem reduceri de personal. Facem reducerea acesta, în apropo, doar pe cale naturală, prin pensionare. Isperie, am început cu pensiile, isperie acea perspectivă care se zice că va fi penalizarea foarte mare la pensie anticipată, dar nu mai revenim, o să revenim într-o emisiune eventual viitoare. Am făcut o puțină matematică, deci 160.000 de lei înseamnă 16 miliarde. Aș. Deci atâta ți-a avea nevoie. 1.600.000 însemna în lei noi. 16 miliarde înseamnă 16 și 9 de 0, nu? Și tăiem 4 de 0. 1, 2, 3, 4, 5, 160.000 de lei rămân. Nu, 160.000 de lei, 1.600.000.
Da, mă rog. În fine, atunci nu mai deci în detalii. Miliarde, poate... 16 miliarde în lei vechi ar însemna numai pentru cofinanțare. Avem obiective de investiții în continuare, avem o extindere de alimentare cu apă și canalizare în orașul Năsăud printr-o hotărâre de guvern 904/2007, care am început în 2008 lucrările timid. În 2009 am lucrat un pic mai bine, în 2010 trebuia să continuăm și cu punere în funcțiune în luna august anul acesta. Ne-ar trebui 1.700.000 numai pentru acea investiție. Avem un obiectiv nou, alimentare cu apă a cartierului Liviu Rebreanu, extindere conductă publică de alimentare cu apă potabilă. Nu există în Liviu Rebreanu, apă... nu avem prin un pus... conduct, adică nu, au fântâni. Nu, nici prin conduct, au fântâni. Practic e pe cartier, e localitate componentă, fără dar... discuție. Pe perioada de secetă, fântânile care decât... sunt, trebuie să le alimentăm cu apă dusă de mașinile pompierilor deci din Năsăud. Chiar e nevoie. E nevoie, ieri, dacă pot să mă exprim așa, vis-a-vis de urgență. Ne trebuie 6 miliarde pentru această investiție, pentru a cofinanța 22% din valoarea totală a investiției. Mâine cred că vom obține avizul final în Comisia Tehnico-Economică la CNI pentru a deschide finanțarea Compania să putem de investiții. Da. De asemenea, avem un proiect de reabilitare și extindere a spațiilor verzi în orașul Năsăud de 10 miliarde prin Agenția Fondului de Mediu câștigat. Avem finanțarea asigurată anul acesta 5 miliarde în lei vechi. Noi trebuie să punem 4.900.000. Ei aveți? Nu, n-am prins nimic. Deci ați câștigat un proiect puteți susține partea care vă revine. Și asta e tragic. Consiliul Județean, apropo, e PDL. Domnul Liviu Rosu, dumneavoastră PDL. Nu vă ajută? Din păcate n-a avut de unde toate. Sau ca să nu fie acuzat că acuză pedeliștii, vă lasă așa ca din 4 ianuarie am făcut prima adresă cu necesarul de cofinanțat, fiindcă în conformitate cu legea 273, principala atribuție a Consiliului Județean din sumele ce le împarte este pentru cofinanțare. Totuși, haideți să vedem, poate găsim, nu știu, o sursă în această seară, adică să privim și partea plină a paharului. Un nou telefon, bună seara! Alo, bună seara! Cum vă numiți? Bună seara! La telefon. Să rămână, doamna Angela. Bună seara, doamna Moldovan. Marcel. Un om de excepție. Mă bucur enorm că ai invitat pe domnul primar de la Năsăud, de la care multă lume poate învăța foarte multe, ceea ce se vede în alegerea dânsului, care este la al treilea mandat în calitate de primar, și cred că nu a fost... ales degeaba, pentru că știu foarte bine, deci tot ceea ce face pune foarte mult suflet și cred că și acolo sus cineva într-adevăr îl iubește foarte mult. Deci este un om de o calitate excepțională și un bun profesionist, ceea ce se vede și la Năsău prin multele realizări și are, cred că, multe încă de făcut. De aceea îi doresc multă sănătate și tot ce s-a propus să poată realiza și în acest mandat al dânsului. Mulțumim, doamna Marcel. Vă doresc o seară frumoasă și mă bucur enorm că îl văd pe domnul primar la postul tău de televiziune. Da. Mulțumesc. La revedere, numai bine. Mulțumesc, postul nostru, că nu e al meu, e al... bistrițenilor, dar orice privesc. Nu vorbim aici de acțiune al cui este. Nici într-un caz nu vreau să se creadă că e postul meu de televiziune. Domnule, deci asta e primar, deci asta ar fi problema numărul 1, lipsa finanțărilor. Deci domnul Liviu ne-a dat, apropo, cât a putut, dar ne-a dat cu destinație 10.950.000 precisă pentru rampa de gunoi a județului Bistrița. Asta nu să vă întreb, deci i-a dat, dar ăștia se duc clar, nu puteți înapoi, să-i fără discuție. I-am etapizat, i-am împărțit pe cele 4 trimestre. Dar e bine că vi-a dat, pentru că dacă nu vi-a dat, trebuia să găsiți surse locale. Fără discuție și era pus într-un impas total județul și într-o perspectivă foarte proastă. Deci puteam pierde finanțarea. Județul va scăpa de mizerie. Fără discuție, deci sperăm, mai trebuie să facem, să lucrăm foarte mult la civilizație, să lucrăm foarte mult la...